Bine v-am găsit în această seară de 4 ianuarie 2021. Cred că ar fi trebuit să ne plângem cu mult timp înainte. A zice, chiar din vremea epocii comuniste, epoca de aur, actuașului secretar general devenit președinte al Republicii Nicolae Ceaușescu. Adulăm de multe ori, mulți dintre noi, eu nu, acel sistem de învățământ din perioada comunistă. Și pe atunci erau analfabeti funcțional, stați liniștiți. Oameni care, potrivit directivelor educaționale, mai bine zis, o educație care se întrepătrundea cu dresajul, indivizi care deveniseră încă de pe atunci analfabeți funcționali. Și voi reveni asupra chestiunii. Deci să nu ne deziluzionăm asupra faptului că această perioadă de pandemie a creat o, a dat o lovitură a ceea ce știam că se numește sistem de învățământ prin contact direct între educator ca prestator de servicii, da? Este vorba despre cel care oferă educația, cel care trebuie să gestioneze actul educațional și să direcționeze elevul spre găsirea acelor aptitudini pe care acesta le posedă. Și cealaltă parte este elevul, care este resursa educațională. Ne plângem că elevul nu mai este de mult la clasă. Eu cred că elevul nu mai este de foarte de mult la clasă. Nu avem nicio treabă cu pandemia. Avem generații întregi de analfabeti funcționali. Generații întregi. Degeaba vin la clasă și s-a terminat pandemia dacă un sistem de învățământ a rămas acolo la nivelul de memorizare. Așa cum pe vremea lui Ceaușescu erau puși elevii să învețe ca niște tâmpiți comentarii literare și așa mai departe. Asta mi s-a întâmplat și mie. Mi s-a întâmplat
multora din generațiile mature și chiar cei care sunt vârstnici sau bătrâni pe eșaloane de vârstă. Da? Ce ne-a scăpat pe unii dintre noi? Ne-a scăpat gustul pentru lectură. Ne-a scăpat acel viermișor al spiritului. Am simțit gustul. Gustul cunoaște. Și ne-am educat prin propriile forțe. Și în mediul universitar erau puțini dintre profesorii noștri care să fi încercat să activizeze gândirea. Dar întotdeauna au rămas câțiva de semințe. Eu acum, dacă mă întorc în urmă, nu pot găsi în acea universitate Ovidius de la Constanța decât un singur om. Și poate aș mai găsi vreun, doi, dar este vorba despre fostul meu profesor. Bineînțeles că numesc profesor. Pe atunci era un în postura unui asistent universitar. Avea o modestie ieșită din comun. Acest om, numit Marian Cojo, care apoi a devenit profesor universitar în cele din urmă, a fost și decan al facultății de istorie, îl găseai la bibliotecă, la biblioteca universitară și cealaltă bibliotecă de lângă catedrală, Comitat, îmi scapă acum numele, cred că era biblioteca județeană. Îl găseai pe acest om cu cărțile pe masă. Deci se pregătea alături de studenții lui. Nu îndrăznea să apară în fața lor nepregătit. Era atunci un om destul de tânăr. Eu știu, ne despărțeau poate vreo 9-10 ani. Da? Nu era o distanță nici mare, nici mică între noi. Era ca într-o competiție. Nu îndrăznea să apară nepregătit. Și stimula categoric actul de gândire. Nu stătea decât pe margine, cum s-ar spune, și direcționa puțin câte puțin. Îți crea categoric impresia importanței de sine. Și atunci te impulsiona. O astfel de atmosferă ne-a scăpat pe o parte dintre noi să devenim niște analfabeți funcționali. Așa că și odată întorci la școală după această coronavirus, revenim la probleme foarte vechi, la răni vechi, această rană a analfabetismului funcțional. Da? E bine, dacă ești analfabet funcțional, înseamnă că
știi să citești, știi literele, bineînțeles, da? Dacă nu e altfel, ai fi idiot. Și idiotul asimilează, eu știu, o formă de cretinism, de retard, avansat. Dar nu înțelegi ceea ce ai citit. Nu. Deci nu se lipește nimic de tine. Analfabetul ăsta funcțional reproduce verbal sau prin scris, da? Un text, dar nu îl înțelege suficient. Nu îl poate folosi în alt context. Pentru că el nu poate fi transferabil într-o altă ordine a sensului. Analfabetul funcțional este sărmanul mult mai lovit de soartă decât analfabetul concret, cel care nu știe să citească, să socotească, să scrie, să... Deci, citit, scris, socotit. Da. Mai bine ești analfabet curat decât analfabet funcțional. Da. Persoanele astea cu probleme de analfabetism funcțional au urmat majoritatea lor școala, au ținut diplomă corespunzătoare, unui nivel de educație. Deci lucrurile sunt în regulă. E foarte bine. E bun. Și de ce apare analfabetismul ăsta funcțional? Aici este o vină împărțită. Este o vină unui dat. Așa am apucat, așa fac mai departe. Și aici mă refer la profesori. Și mă refer și la sistemul de învățământ. Pentru că nici prin modul de predare, așa cum este cerut cadrul didactic, nici prin modul de evaluare, nu se activizează gândirea. Parcă e făcut special să creezi un tâmpit. Copilul ăla n-are nicio vină. Dacă e retardat, este cu totul altceva. Are retard. N-ai ce zic aici. Îl lași acolo. Nu e pentru școală, nu e pentru nimic. Poate o să fie bun acolo într-o meserie, eu știu, să bată un cui, să facă ceva, dar mă îndoiesc și de chestia aia, că îl bate prost, nu duce mintea. De asta nu mai avem sau au mai rămas niște bătrânei, așa, care să mai pricep să repare o chiuvetă, să monteze nu știu ce dispozitiv la baie, etc. Adică să știe o meserie ca lumea. Ăștia nu, analfabetul funcțional nu se poate centra pentru așa ceva. Și de aceea nici nu este în stare. Să duce acolo, stă câteva zile, rămâne fără muncă, că nu treacă la... Stai, că nu se lipește. Și ce treacu faci aici? Păi, și mi-ai stricat materialele, băi. Nici bun de nimic. Hai, dispare. S-ai opus la o probă de lucru și... Exact ca în... sketch-ul ăla de Dorin Ceaușescu. O tâmpițică de-asta cu dragă junghiule. Îl pune să dea într-o instituție de stat. O pune să dea o probă de dactilografie și aia asculta și scria altceva. Era dragă unghiule, dragă junghiule. Și o pune, mi se pare că era ceva legat de un restaurant. Se fac o listă de bucate. Era un infern, era un prăpăd, frumușică, proastă, așa, toate cele. Dar numai
numai ceea ce trebuia să fac, că nu eram stare. Așa. Putea fi orice altceva. Damă de companie, iubita patronului, pe atunci responsabilul de restaurant, orice. Dar nu, n-avea treabă cu dactilografia, n-avea treabă cu nimic. Am zis că este o vină a acelei moșteniri permanente a lui așa m-a apucat, așa fac și eu. Și chiar dintre profesori universitari au dat drumul ani de zile unor studenți analfabeti funcționali. Nici nu-și dau seama ce mare nenorocire le-a făcut. Pentru că i-a trimis în haos. Ei nu vor fi în stare să se adapteze, să ofere proba unei competențe în raport cu realitatea, pragmatic vorbind. Da? Deci o vină a profesorilor, o vină a acestei globalizări stupide care i-a depărtat pe tinerii din sistemul de învățământ de ceea ce se numește cultură, lectură. Există, ei sunt marcați de fragmentarism în tot ceea ce se exprimă, nu sunt în stare să asimileze, nu există capacitatea lor de analiză, comparație, sinteză. Astea sunt rara avis pentru ei. Și n-a, cum să spun, nu pot fi acuzați. Dimpotrivă, ei sunt handicapații unui sistem. Handicapați fără voie. Efect. Prin urmare, nu aduc vina asupra profesorului, nu aduc vina asupra. Este o vină împărțită și un accept din partea sistemului, a tuturor rotițelor acestui sistem de învățământ, începând de sus, din capul unghiului, adică de la autoritățile ministeriale, da? Până la cadrul didactic în sine. Să fie clar că atunci când principala metodă de învățare a elevului este memorarea, și asta într-o totală defavoare a înțelegerii conceptelor, a tuturor mecanismelor, a contextelor, da? Acel tânăr nu mai e capabil să facă legături, să sudeze ideile între ele. Este incapabil. Nu poți să vii după aia și să spui, bă, ăsta e tâmpit. Nu. V-am mai spus, dacă este retardat, este cu totul altă problemă. Acolo suntem pe alt palier de discuție. Dar dacă el a fost îndobitocit, s-a aplicat metoda, ca să zicem, învățării papagalicește. Doar ca să treacă astea, examenele naționale, bacalaureatul. Și ăsta, unii dintre ei, deci și-au văzut doar de chestia asta, și-au luat o diplomă acolo. Nenorocirea e că în orice sector de activitate se aduce.
Că acum se cer 12 clase peste tot. Dacă nu te mai primește așa fără 12 clase și diplomă de bacalaureat. Va avea probleme și în orice sector de activitate se va duce. Pentru că tarele acestei incompetențe adăugate se vor răsfrânge în orice sector de activitate. Da? Tinerii nu fac. Au ajuns, datorită prostului sistem de învățare, să nu fac niște legături concrete între baza teoretică și lumea din jur. Da? Hai să zicem că ești la o lecție de biologie. Este foarte important să-ți aducă profesorul ăla, nu să-ți dicteze acolo. Așa, zice, uitați-vă în carte, aia inima. Care mai au în dotare? Au un mulaj. Da? Și ce? Asta e aorta, asta e așa. Sistemul osos, sistemul locomotor. De unde vine sângele încărcat cu nu știu ce de aici? Se duce. Da. Îl duci în natură. Nu se mai fac disecții. Vai, vezi, Doamne, am omorât săraca broscuță. Am disecat-o. Vai, protecția animalelor. Ce să mai am nenorocit-o. Da? Am maltratat copilul. L-a maltratat, a văzut act de violență în clasă. Asta este educație pe care tu, profesor, o dai elevului, îl înveți violent? Eu am participat în școala generală la disecții. Uite, acum omor oameni. În fiecare seară ies cu o sabie pe stradă și mai omor câte unul în groc. Mă tâmpiților, mă. Bă, tâmpiților, de la nivel înalt, ați distrus totul. Și ați obținut, până la urmă, un colaboraționism din partea omului care intră în contact direct cu ele. A tăcut, a tăcut, a tăcut. Și uite că s-a ajuns și aici. Sunt foarte multe lucruri. Deci problema este atât de complexă încât nu știu, nu știu dacă am avea zile, luni, ani să putem discuta despre asta. Am spus că rolul profesorului este crucial. Sunt profesori, dar din ce în ce mai puțin, care pretind de la elevii lor să gândească. Pretind o analiză personală, pretind contribuția personală, da? Sunt și de ceilalți care nu cer nici gândire, nici analiză. Le dau de învățat să memorizeze. E, problema e că datorită modului, așa cum sunt făcute, cum e făcut sistemul de evaluare, este făcut pentru profesorul care nu cere activizarea elevului. Și atunci îi spune profesorul ce fac teste de alea, că memorează și așa. Și dacă mai scrie ceva și la eseu la subiectul 3, e numai bine. Că scoate 7. Și mai băgăm dincolo așa.
ceva și ajunge acolo 8, 9, să fie hipopotamul. Bum, 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 bum. Bag acolo, bag acolo. Bag acolo la fiecare materie, așa. Și vezi că pun zminti de asta, că pe stradă merg ca sifiliticii, săraci, că sunt luați de căpățână. Chiar luați de căpățână. Da. Ce să spun? S-a ajuns și la situația în care în acest învățământ românesc, elevul de ani de zile nu mai înțelege utilitatea materiei pe care trebuie să o învețe. Analfabetul ăsta funcțional este rezultatul unui sistem de învățământ. Un sistem în care teoria nu a fost legată cu practica. Și pe bune dreptate ajung la o conștiință a inutilității, la o stare de dezgust. Dar nu trebuie. Ce trebuie să știu eu? Bineînțeles că nu trebuie să știi. Te duci și îl întrebi pe elevul ăla. Așa, dau un exemplu. La materia istorie. Păi zice, îl întreb pe ăla așa. Ia zi anii de 2000, când a avut loc bătălia nu știu care, când s-a făcut tratatul nu știu care, când nu știu ce. Și două, trei idei. El nu își face nicio legătură, să vadă niște conexiuni. Păi, dar de ce au fost făcute tratatele alea? Ce însemna? La ce foloseau ele? Ce este într-adevăr conceptul de diplomație? Li se spune război asimetric în Evul Mediu, în perioada crucială. Da, nu insistă nimeni. Băi, bagi acolo minte, război asimetric. Păi, dar întreabă-l, băi, ce-i simetrie, ce-i asimetrie? Și pornind de la acești termeni, haide să-i raportăm la conținuturile noastre. Haideți să folosim termenul și în alte contexte. Pornim din lumea științelor matematice și mergem spre. Deci găsim niște similitudini. De ce am folosit termenul cutare? Nu. Nici. Cum ar trebui să învețe elevii? Și chiar și profesorii. Mare parte dintre ei care tot vin ieșiți din învățământ și nu se lipește nimic. Și uiți la el, încerci să ai o discuție. Are un discurs plat. Te întreb cu toată, bă, dar ți-e și rușine, bă, cum ai terminat mă facultate? Păi, cine ți-a... Cât ai luat la examen? 10. Aoleu, aoleu, până am luat 10 la examen. Cum să-mi dea mie 10 la examen? Nu pentru că n-ar fi putut să-mi dea 10, dar pentru că nu am fost de 10. Da? Am luat 9 și... Da? Am avut și note de 8 și note de 7 în timpul facultății. Da? Note variate. După modul meu de pregătire în acel moment. Dar ți-ai pus bazele. Nu acea notă contează, ci ceea ce ai acumulat. Și ai terminat facultatea. Dar educația ta, formarea ta este permanentă. Mereu trebuie să aduci câte ceva. N-ai rămas la cursurile alea universitare. Pentru că
Și profesorul ăla, cât putea să-ți dea? Ți-a pus acolo sau nu ți-a pus niște bani? Mai mult sau mai bine solidificate în actul tău de formare. Dar tu mergi mai departe. Cauți să-ți acoperi permanent niște goluri. Sunt subiecte care au fost mai mult adâncite în timpul cursurilor sau mai puțin adâncite. Ajungi în situația în care trebuie să faci o lucrare și atunci vei vedea că ești la nivelul unor cunoștințe generale. Și atunci ce faci? Refaci practic drumul acelei bibliografii generale sau de specialitate, da? Continui practic facultatea permanent. Este o universitate care până la urmă, hai să zicem că ține cât viața. Sau nu neapărat cât viața. Ține până în momentul în care ți-ai format toate acele deprinderi și devine un mizilic. Să mai adaugi ceva. Nu mai ai nevoie de ajutorul cuiva. E ca un declic. Când ai căutat X lucru, știi deja unde să te duci. Nici nu se discută. Poți ajunge în fața unor elevi, și aici nu vorbesc de analfabetismul funcțional, care, eu știu, au luat cunoștință de apariția unei cărți care valorifică niște informații, niște documente de arhivă noi și nu a intrat în posesia acelui material publicat. Dar tu ai deja bazele, știi deja să-l direcționezi. Și îți va pune o întrebare. S-ar putea să nu poți să-i răspunzi. Nu este o rușine pentru tine. În niciun caz. O rușine nu este să nu știi. O rușine este să nu-ți accepți. Să nu accepți faptul că nu poți să dai toate răspunsurile. Și atunci îi spui. Vreau să mă documentez și vorbim ora viitoare. El a asimilat niște informații. Dar tu, prin formarea ta, ești capabil să le aduni și să le dai o coerență. Pentru că de aceea tu ești magister. Aici nu ești doar o bază de date. Un om care vine acolo și spune ceva din mama. N-ai făcut. Înseamnă că și tu ești un posibil, da? Analfabet funcțional cu studii universitare. E, nu numai azi, încă de pe vremea lui Ceaușescu. Și chiar și înainte. Majoritatea elevilor toceau. Repetau de câteva ori informația unei lecții, indiferent de ce materie, până aveau acea senzație subiectivă că s-a fixat. Nu se fixase nimic. Era doar un exercițiu de memorie și până la urmă și o iluzie de memorare. În realitate, dacă elev, pe acest elev îl testai la intervale precise, după prima lectură a materialului, timpul ăla de fixare în memorie era destul de scurt. Informația trecea în memoria de lungă durată și tot procesul acesta dădea chix.
nu rămânea cu mare lucru. E adevărat că există o curbă a uitării și e foarte bine că există așa ceva. Dar aici este altă chestiune. Este foarte bine să degajezi, da? Să curezi din memorie niște informații în plus, care ți-au folosit într-un moment, fără îndoială, dar nu trebuie să mai ocupe acolo locul. Da? Să rămână doar ceea ce constituie baza. Da? Uitarea este esențială. În cazul analfabetului funcțional, aici lucrurile sunt extraordinar de complicate. Extraordinar de complicate. Pe elev trebuie să-l provoci să gândească, să reactualizeze, să fie activ în preluarea informației și nu pasiv. Da? Pentru că altfel devine un viitor adult educat, dar și în același timp un analfabet funcțional. Și dacă la toate acestea se mai adaugă și în atmosfera de clasă niște comportamente antisociale, poate e mult spus, da? De golănie acumulată pe străzi, da? În spațiul lui de educație, al șmecheriei, fi sigur că acolo, în cazul ăla, unor astfel de elevi nu le poți cere nici măcar cum să spun, să memoreze, dar aminte facă un act de gândire. E o poveste. Ajuns să fii în același timp profesor și polițist, să-l ții ca pe un câine de la fără agresiv, care salivează așa și mușcă, să-l ții în lanț. Asta nu este educație. Ți se spune, poate într-un moment, ți se spune profesorului ce n-ai metode pedagogice. Ar trebui invitați oamenii stafurile inspectoratelor județene să stea la catedră cu astfel de elemente și s-ar putea să vadă că vor fi, ca să spun așa, într-o situație de a lupta în linia întâi. Vorbesc despre liceele cu ștaif. Acolo unde există o cremă, unde se reușește evitarea analfabetismului funcțional, dar celelalte instituții școlare unde vin copii de toată lumea, da? Medii, familii dezorganizate, copii care stau pe mâna unui tutore, o bunică, o mătușă, așa, deja își manifestă actele de rebeliune, este scăpat cu totul din mână. Copii, cum s-ar zice, fără stăpân. Aici, dacă reușești să aduci acel tânăr de la analfabetismul efectiv
la un minim nivel de educație. Și aici nu vorbesc numai de asimilare de cunoștințe, ci în primul rând să poți să-i, cum să zic, să înnăbuși din reacțiile lui violente, să-l faci cât posibil mai social. Este un câștig. Ajuns să te mulțumești cu puțin. Dacă l-ai adus de la 2, 3, la 6, 7, poți să spui că este un elev de 10 pentru acea clasă. Da. Altfel zis. Ce să zic? În România, acest analfabetism funcțional, cum vă mai spuneam, este prezent grav prin existența unor absolvenți cu diplomă. Dar sunt slab pregătiți din lipsa unor cadre didactice calificate chiar la nivel de universitar. S-au scăpat de mult lucrurile de sub mână. Cadre în care, într-adevăr, mai făceau ceva, sunt oameni de 50, 60, poate aproape 70 de ani, care mai aveau metodă care nu te lăsa așa. Dar întotdeauna slabii vor da mai departe slăbite. Toți absolvenții ăștia de facultate care nu se descurcă să se angajeze undeva în timpul facultății, vorbim chiar și acolo, găsesc locuri de astea călduțe, unde nu li se cere prea mult, prin sectorul de stat, așa, plimbă acolo două, trei hârtii, nu-l întreabă nimeni dacă îl duce sau nu mintea, execută un lucru potrivit unei rețete, da? Dar el nu percepe prea mult ce se întâmplă în jurul. Da, da. S-a dus de mult ceea ce numim cultură, ceea ce numim gust pentru cunoaștere. Pentru că aici este un gust. Este gustul cunoașterii. Omul în care a intrat dorința cunoașterii deja s-a deschis acelui om un orizont, un orizont străin celor care nu sunt în stare să înțeleagă acest fapt. Și după ce se lucrează prost în acest sistem de educație, profesorul ăla care dorește să evite analfabetismul funcțional și să creeze de fapt un tânăr cu viziune, cu o capacitate de înțelegere a lucrurilor, teoretic și practic, îl mai plătești și cum îl plătește. Ați vrut întotdeauna să faceți educație fără bani. Omul ăla mai și mănâncă. Da? Dacă unii, să zicem, au fost mai bine sau mai puțin pregătiți, toți au fost prost plătiți, au fost umiliți, da? Înjosiți, da?
și dezgustul lor a diminuat din capacitatea, au diminuat din acea dorință efectiv de a își mai exercita profesia cât poate de bine. S-a săturat. S-a săturat de mult. S-a săturat de lipsuri financiare. S-a săturat de faptul că ați adus profesorii la condiția de, cum să spun, i-ați adus permanent la ordine. I-ați permis elevului, chiar și unor needucați, le-ați permis să ridice glasul, le-ați subminat autoritatea. Le-ați adus părintele care trage la răspundere. Deja unii dintre ei au fost niște hahalere la viața lor. Sunt niște prostovani. Da. Vin și eventual du-te-mă și predă-i tu rufitul acasă. Educă-l și trimite-l la examinare. Da? E mai simplu ce. Numai că n-ați dat bani în sistemul de învățământ și v-ați bătut joc de motorul educației, care este profesorul, învățătorul. Mai mult, n-ați investit nici măcar în ceea ce se numește dotare pentru un învățământ performant. Da? Laboratoare echipate, tehnică, da? Eu înțeleg că găsești 1, 2, 3 cabinete de informatică. Dar dacă vrei să faci un învățământ performant, pui cât un calculator în fața fiecărui elev în fiecare clasă. Nu doar la laboratorul de informatică. Ai o tablă interactivă. Profesorul stă frumușel la catedră, da? Și tu ești frumos cu creionașul la mână și scrii pe tablă și în timp real, eu știu, faci un exercițiu la matematică, figură geometrică, etc., etc. Da? Nu mai facem nici praf de cretă în clasă, nici. Deci folosim tehnica așa cum trebuie. Da? Digitalizarea nu este rea, dar dacă se face din scârțăreală și voi, de fapt, banii dați pe alte șmecherii, și vă că pe voi că faceți educație performantă, lăsați-o în baltă. Niciodată nu s-a dat 6% din PIB pentru sistemul de învățământ. Aici intervenim și salarii și dotări. Da? Deci să terminăm cu bășcăliile voastre. E, exact cum am spus.
Sigur. Dar la jumătatea lui ianuarie, după vacanța intersemestrială, elevii, să zicem, se vor face pe băncile școlii. Va fi acel contact direct dorit, dar analfabetismul funcțional este cu mult înainte de coronavirus. Așa că ar fi trebuit să vă gândiți cu mult timp înainte că ați distrus în învățământul pe o durată mare, enorm de mare de timp. Faptul că s-au pierdut niște luni acest an școlar 2020 și se vor mai pierde și din 2021, în sensul că nu va fi un contact direct și tot online, asta este nimic lângă ceea ce ați făcut de 10 de ani. Sunteți într-o prostie crasă.